Bună frumoasele mele, bine v-am regăsit la un nou video, asta am pentru voi un tutorial de machiaj în care vreau să vă vorbesc despre tușuri de toate tipurile, cel puțin pe care le am eu. Vă arăt cum să-l folosiți, ceva sfaturi pentru începătoare, pentru că și eu am fost exact ca voi, nici acum nu sunt o expertă. În fine, să trecem la treabă. Prima dată vreau să vorbesc despre tipuri de tușuri sau eyeliner, cum vreți voi să le spuneți. Eu am început, țin minte, prima dată, nu cu un eyeliner lichid, ci cu un tuș de tip carioca. Și primul meu tuș a fost de la Oriflame, pentru că mama mea lucrează în Oriflame din 1995, de când a venit Oriflame în România. De atunci eu am tot folosit asta și mi-a fost cel mai ușor de aplicat, la îndemână. Nu este cel mai rezistent dacă lăcrimați, dar eu nu am problema asta câteodată. Câteodată îmi lăcrimează un singur loc, dar de obicei este de la vânt sau de la mai știu eu ce. În fine. Deci, tușul carioca. Ei au lansat și unul mai gros. Astea două le găsiți acolo. Un tuș cu pensulă, un tuș lichid clasic. Acesta este mat de la Makeup Gallery. Vreau să vă zic că e foarte ușor de folosit. Este rezistent. Eu am pus ochii pe unul de la Sephora Liquid, marca lor proprie și nu există niciodată pe stoc. Acesta de la The Balm, Schwing, are o perie, să zice, pentru că este un aplicator cu burețel din acela ascuțit și ăsta se usucă mat și e superb. Ăsta îmi place foarte mult, dar nici ăsta nu rezistă dacă lăcrimați. Nu e rezistent la apă. În schimb, tușurile gel sunt cele mai rezistente și dacă aveți îndemânare cu pensula, este cel mai ușor de aplicat acest tip de tuș. Eu am aici două, varianta mai ieftină, rezistentă la apă, nicio problemă, de la Music Flower, de la pensulemachiaj.ro și cel mai bun de la Inglot, AMC Gel Eyeliner numărul 77. Da, cu asta am o problemă și mă chinui, pentru că se usucă foarte repede. Nici nu mai știu de când l-am, de anul trecut. Da, cred că are un an. Am folosit jumătate din el. Nu știu cum să vă spun, e superb. Dar are această problemă și trebuie să pun mâna neapărat pe un Duraline, un alt produs de la ei, care ușurează aplicarea, fiindcă acest gel se face mult mai lichid în contact cu acel produs. Eu zic să începem. Prima dată, neapărat trebuie să vă aplicați o pudră pe pleoape. Dacă nu aplicați farturi și este doar fond de ten sau corector sau, mă rog, ce ați aplicat în ziua respectivă, e foarte important să matifiați această zonă, să nu fie niciun pic de ulei și dacă aveți pleoapele uleioase, această pudră va absorbi excesul de sebum și tușul va rezista mai mult timp. Asta e foarte important, pudra asta. Vreau să vă arăt cât de simplu este să folosiți această carioca. Principiul de bază la aplicarea tușului, pentru mine, vă zic toate sfaturile astea din experiența mea, urmăriți pleoapa inferioară, unde se continuă și unde se întâlnește cu sprânceana, unde este ultimul punct al sprâncenei. Eu am să iau de aici un ghid și linia ar trebui să meargă astfel. Tușul trebuie aplicat în această direcție, nu în sus, nu în jos, pentru că vă face ochii așa căzuți și nici prea drept spre tâmplă, ci trebuie să meargă în sus, înspre sprânceană, ca și cum s-ar uni cu sprânceană. Doamne, ferește să nu faceți așa ceva. Vreau să vă zic de ce iubesc acest tuș. Dacă aveți astfel de tușuri, vă recomand să le păstrați cu căpăcelul în jos, astfel încât penița va fi mereu plină de produs. Altfel se usucă. Și cel mai simplu, asta zic mereu și la fetele mele, el oricum are un vârf. Pur și simplu țineți și gata. Aveți o codiță de aici, trageți înspre centru și lucrați cu vârful. Apoi. Deci arată foarte elegant. Asta e o codiță scurtă. Nici de cum o codiță lungă, am să o fac imediat și codița lungă, dar asta e codița de zi. Așa o denumesc eu pentru că e foarte simplu de purtat.
Nu o fac foarte, foarte ascuțită, dar dacă voi vreți, puteți tot așa cu vârful să continuați aici. Și dacă aveți ochii mai mici, vă recomand să o faceți cât mai subțire și să nu treceți de mijlocul irisului. Acum vă arăt cum să folosiți tușurile acestea lichide și pentru asta am să folosesc acest amat. Nu vă mai arăt și cum se aplică chewing de la The Balm pentru că este la fel. Pentru a facilita aplicarea, am să iau un ghid, ăsta e un semn de carte, și am să vă arăt cum se aplică foarte ușor acest produs. Astfel. Ok, îmi va fi mie acum puțin greu pentru că mă machiez în viewfinder și nu în oglindă, dar este același principiu, trebuie să vă urmăriți linia genelor inferioare și sfârșitul sprâncenei. Eu mă mai ghidez și de unde îmi începe pliul, pentru că aici mă opresc, nu trec peste acest pliu. Unde mi începe pliu, știu că trebuie să fie codița. Și nu vă panicați dacă aici este exces, am trecut la oglindă să-mi fie mai ușor. Acum vreau să vă zic că m-a luat mâna pe dinainte și am trasat-o mai lungă, dar astfel vedeți și diferența între o codiță mai alungită de seară și față de una de zi. Nu vă recomand să ieșiți în timpul zilei așa. Este prea evidențiată această linie de duș, după părerea mea, pe timpul zilei. Eu o port așa, scurtă și micuță. Acum vă arăt, luați o pensulă sintetică, unghiulară, dreaptă, rotundă, de care aveți la îndemână, nu contează. Eu iau un corector pastă. Ăsta este camuflaj de la Catrice. Atunci când vă faceți eyelinerul, e foarte important să nu vă panicați. Toată lumea greșește, dar se poate corecta această codiță și vă rog să nu vă panicați. Totul se rezolvă fără să stricați restul. Și pur și simplu iau și trag. Ca să nu rămână o dungă proeminentă, trag corectorul în jos să se disperseze. Ok, și așa arată codița alungită de seară. Sper să vă placă asta de seară cu tuș lichid și cu tuș carioca de zi. Și acum, pentru aplicarea tușului, am să folosesc acesta de la Inglot, dar fiindcă nu am Duraline, am să iau acest ulei. Este un ulei universal de la Elizabeth Arden, 8 Hour Cream All Over Miracle Oil. Nu aplic pe produs, ci aplic căpăcelul lui. O cantitate mică, super mică. Și pensula pe care o folosesc eu este una de la Makeup Factory. Este foarte fină, numărul 26948. Cu această pensulă mă înțeleg eu cel mai bine. Însă găsiți foarte multe pensule asemănătoare la magazinele cu cosmetice, dar la secțiunea de unghii. Eu am găsit foarte multe pensule bune pentru tuș la 4-5 lei, care sunt rezistente și foarte subțiri. Fiindcă pensula a fost deja îmbibată cu ulei, iau foarte puțin produs, fiindcă n-aveți nevoie de mult cu această pensulă și am să fac cu mâna liberă. E foarte ușor să aplici acest produs gel. Puteți și să vă creați un ghid. Vă faceți mici punctulețe până unde vreți să ajungă și cum să fie. La fel și aici. Ca și ghid. Încep întotdeauna de jos și dacă vă uitați, aveți aici pleoapa, vi se continuă. Chiar există o linie aici, un pliu.
și așa arată tușul cu gel. Am făcut-o mult mai mare pentru a se asemăna cu asta la altă. Și acum am un cat eye foarte puternic. Sunt și dată cu rimel deja. Vă dau un sfat în legătură cu pensula de machiaj al tușului. Rog frumos să demachiați cu un demachiant bifazic exact după ce o folosiți, pentru că se întărește foarte tare acel tuș și vă veți chinui după aceea să îl curățați tot cu demachiant bifazic, altfel nu se poate, distrugeți perii, aveți foarte mare grijă de pensulele voastre, pentru că vă vor ține foarte mult timp dacă faceți așa. Și ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, dar cel mai mult sper și îmi doresc să vă ajute. Sper că ați învățat ceva și după acest clip poate vă veți hotărâ care este metoda preferată de voi și care vă este mai la îndemână. Până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!